Un elev de 13 ani de la un liceu din Brașov a șantajat o profesoară după un scenariu mafiot. I-a spus că face publice fotografii indecente cu fiica ei. Profesoara, care propusese împreună cu alți colegi măsuri dure împotriva adolescentului, l-a reclamat la poliție, dar n-a putut opri întrebările care au urmat. Totul s-a întâmplat în luna martie aici, la liceul cu program sportiv din Brașov. Elevul acuzat de comiterea faptelor era în clasa a 7-a, iar fiica a profesoarei era în clasa a 5-a. Acum, ambii copii fac parte din alte colective școlare. Elevul de 13 ani a șocat toți profesorii. Făcea scandal la ore, spune directoarea, iar după un val de plângeri, mai mulți profesori au propus nota 4 la purtare pentru el, ceea ce însemna că automat rămânea repetent. Atunci a pus la cale un plan ca de interlop. A avut o tentativă de șantaj asupra doamnei profesoare. Nouă ne-a povestit ulterior că acest copil ar fi amenințat-o că în condițiile în care nu găsești o soluție de ridicare a sancțiunii sau, mă rog, de modificarea acelei decizii, va posta poze indecente cu fiica doamnei profesoare. Profesorii încearcă să înțeleagă ce s-a întâmplat. Adolescentul de 13 ani s-a schimbat brusc în rău toamna trecută. Este un bun sportiv. Ulterior, comportamentul lui, nu știu din ce motive, s-a schimbat. Colegii profesori care predau la clasa respectivă, care au predat la clasa respectivă, au sesizat faptele lui de indisciplină. Și din acest motiv a intrat în vizorul Comisiei de Disciplină de la nivelul școlii. În timp ce polițiștii au deschis o anchetă, părinții elevilor de la liceul sportiv comentează intens cazul. Nu mă șochează, din păcate, se întâmplă frecvent. Vrei, nu vrei, nu poți să-i ții într-un bol de sticlă. Nu e neapărat vina copilului de 13 ani, e vina și fetei. Mi-aș pune problema acum de au ajuns pozele ale fiicei mele să se pozeze în ipostaze de genul ăsta. Mi-aș fi pus problema cum de a ajuns acolo. Părinții elevului care și-a șantajat profesoara vor suporta consecințele. Potrivit legii, copiii sub 14 ani nu pot răspunde penal. Afli oriunde ai fi, în timp real, observator. Noi ne vedem la ora 19 live pe Antena 1 și Antena Play.